În atenția dumneavoastră vă aduc un prototip ce nu depășește dimensiunile unei doze de băuturi răcoritoare și este capabil să producă o energie de până la 12 MW pe zi. Acesta este principiul de funcționare al bateriei nucleare inventate de Vladimir Vârzob, care și-a adus propria contribuție la un principiu științific descoperit de cercetători în secolul trecut. O altă noutate este că generatorul nuclear de energie are dimensiuni foarte reduse, fiind una de mărimea unei doze de suc. Aici se regăsește o replică 1 la 1 a bateriei nucleare, dezvoltată individual și printată 3D. După cum se poate observa, aceasta este compusă din mai mulți cilindri concentrici, iar în cele ce urmează voi detalia fiecare componentă, precum și modul ei de funcționare. Vladimir spune că bateria sa ar putea produce o cantitate însemnată de energie, care ar putea asigura consumul unui cartier rezidențial timp de 50 de ani. Invenția a primit distinția de excelență la Salonul Internațional de Inventică Euroinvent. În urma unor deducții teoretice, am dedus faptul că aceasta poate produce până la 12 MW pe zi în condiții ideale. Pentru a efectua aceste determinate teoretice, am implementat un software AI Self-Learning, ce a făcut scenarii ce imită realitatea după modul de funcționare al bateriei. Este foarte important să sprijinim ideile tinerilor. Momentan este la nivel de concept, deci până la dreapta superioară pe verificare practică mai este mult de lucru, dar ca idee sună promițător, cu speranța că va putea fi pusă în practică și rezultatele sunt cele teoretic propuse, ar fi un pas înainte pentru societatea noastră. Adolescentul inventator este pasionat și de muzică. Cântă la pian și spune că este o pasiune mai veche a sa care îl ajută să scape de stresul cotidian. Cânt la pian de la vârsta de 7 ani. În ultimul timp am devenit autodidact, dar printre alte preocupări îmi fac timp aproape zilnic să cânt la pian și e o modalitate de a mă deconecta de la stresul acumulat în timpul zilei. Ce compozitor este? Cânt atât muzică clasică, Beethoven, Bach, Liszt, dar și muzică, să zicem, contemporană. Pentru Vladimir, distinția nu este o premieră, pentru că el a mai primit și medalia de aur la Salonul Internațional de Invenții și Inovații de la Timișoara pentru realizarea unui moderator nuclear CHR-X, folosit în decontaminarea suprafețelor radioactive și anihilarea rezidurilor rezultate în urma producerii de energie electrică în centralele nucleare.